știu de ce insiști, de ce te porți așa. Oricum știu că în viața ta e încă cineva. De ce mai ești aici dacă nu mă iubești? Spune-mi ce crezi, de fapt spune-mi ce vrei, ce urmărești. Totul era atât de sigur. Aveai o viață dublă, n-ai simțit cum trece timpul. Pentru tine a fost simplu, poate. Și nu te las, și nu te las. Locul tău e lângă mine să mă ajuți la orice pas. Eu nu te las, no. Și nu te las, și nu te las. Locul tău e lângă mine să mă ajuți la orice pas. Eu nu tale. Și mă doare tare, dar mereu mă întorc în brațele tale. Ce tare! Câți ani ai? 19. Mulți înainte. Și cum te cheamă? Maria. Vocea e în contrast cu apariția ta așa... Puteam să jur că e cineva mult mai... Efemeră aproape. Foarte mai tare. Mai mare. Da, și mai o voce foarte matură. Da. Exact. Eu nu m-am întors pentru că mi s-a părut foarte teatrală interpretarea ta, iar cântecul ăsta e pe foarte multă stare. În schimb, mi-a plăcut cum ai improvizat și cum te-ai jucat cu melodia. Cred că vei face o treabă foarte bună dacă vei continua să faci asta. Să improvizezi și să-ți pui stilul tău. Ce mai cânti tu așa, în general? Musical văd să cânte. Nu, musical, pop. Pop cânti? Și ai un, acum, la prima mână, fără... Acapela. Acapela, da, fără orchestră. Ceva ce ai putea să cânti așa, pur și simplu, în engleză, să zicem. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were set off getting old and made us restless. Mamă, dacă ar cânta Sound of Music, da, vezi că pe mine m-a dus cu gândul la musical și asta a sunat a musical. Mie îmi suna Frozen un pic așa. Motivul pentru care eu nu m-am întors este tocmai piesa în limba română, care mi se părea că nu mă ajută să fac un exercițiu de imaginație și să înțeleg cum e de fapt vocea ta. Vedeam calitatea vocii, dar nu-mi dădeam seama cum ar suna în limba engleză. De asta eram curios. Acum încep să regret că nu m-am întors. Pentru mine n-a fost o problemă cântecul. Mie îmi place foarte mult cântecul ăsta. Și mă bucur că avem ocazia să auzim un cântec al unui fost concurent de la Vocea României, și anume Feli. Și acum... Măriuca e un înger de fată. I-am simțit nesiguranța, dar mie îmi place nesiguranța. Atunci când îți ofer o emoție,